Prezența românilor pe teritoriul Ungariei de Est este una multiseculară. Oameni harnici și evlavioși au trecut prin spinii istoriei, închinându-se lui Dumnezeu în biserici ridicate tot de ei. Astăzi, centrul vieții bisericești al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria este orașul Gyula, aflat la mică distanță de granița românească. Prezența românească în aceste părți care constituie Ungaria de astăzi este foarte veche, cu siguranță are mai multe sute de ani, pentru că, iată, și în manuale de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Academician Vrednic de Pomenire de acum, Mircea Păcurariu, menționa la un moment dat, în anul 1651, pe Mitropolitul Sofronie al cetăților Lipova și Gyula, care este exact orașul în care ne aflăm noi acum și care constituie, pe de o parte, și sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și al Catedralei cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, pe de altă parte și centrul întregii comunități românești de astăzi din Ungaria, în acest oraș turistic de 35.000 de locuitori, fiind și majoritatea instituțiilor comunității ortodoxe românești care funcționează astăzi în Ungaria. Așadar, avem mărturii istorice de la secolul al XVII-lea, dar cu siguranță prezența românilor în aceste părți este și mai veche. Și, bineînțeles, avem majoritatea parohiilor și a bisericilor noastre desfășurate din partea de nord a Ungariei, din județul Hajdú-Bihor sau Bihorul Ungureț, venind spre centrul sau inima acestei comunități, care este cam la jumătatea țării și unde se află și orașul Gyula, și coborând despre părțile Aradului în județul Csongrád. Deci majoritatea parohiilor noastre care se află aici, în aceste locuri, au biserici vechi de 200 și mai vechi de 200 de ani și, bineînțeles, că ele sunt construite pe locul unor alte biserici mai vechi din lemn sau din cărămidă, din pământ, care au cu siguranță câteva sute de ani vechime. Așadar, putem să spunem că prezența românească în aceste părți de est a Ungariei și de vest a României se confundă cu prezența românească a parohiilor din Crișana și din Banat, mergând până spre cele de jos din Timișoara și chiar trecând granița la parohiile din Serbia, deoarece se vede foarte bine și după stilul arhitectonic sau după pictura bisericilor, după iconostasele bisericilor pe care le avem astăzi aici, în bisericile noastre, dar și în biserici din Arad, cu siguranță, în biserici din Oradea, în biserici din Caransebeș și în biserici din Timișoara, dar și în biserici din zona Voievodinei, că stilul este asemănător, pe alocuri chiar identic, așa încât am putea să spunem că ne dăm seama cu toții că ne aflăm într-o zonă ortodoxă românească cu aceeași influență, care, bineînțeles, că a suferit și prezența sau influența Imperiului Austro-Ungar, care, bineînțeles, că a trecut granițele de o parte și de alta. La fel cum sunt parohiile din Episcopia Oradei, de astăzi din Episcopia Aradului, din Arhiepiscopia Timișoarei, avem și toate bisericile și parohiile noastre în aceste părți. Un moment de referință și, așa cum am spus, peste tot există mărturii istorice și de la secolul al XII, al XIII, despre prezența oamenilor în aceste părți, majoritatea dintre ele fiind localități rurale și comunitățile românești, mai mult decât celelalte, fiind în special compuși cu români care lucrau pământul sau care lucrau pe moșia unor grofi sau unor, să spunem, boieri maghiari din vremea respectivă. La un moment dat, datorită bolilor sau a ciumelor, a maladiilor care au trecut prin aceste părți și chiar și în timpul ocupației turcești, undeva în secolul al XVI-lea, au fost repopulate aceste zone pentru că aveau nevoie de muncitori cu credincioși aduși din România. Chiar, de pildă, și preotul primei comunități ortodoxe românești din Michereci, una dintre parohiile astăzi foarte importante și renumite ale românilor din Ungaria și ale episcopiei noastre, primul preot a fost adus din România, din satele de dincolo de graniță, în urmă cu aproape 270 de ani, și este foarte interesant de menționat lucru că el este un strămoș al părintelui Nicolae Bordașiu. O răscruce în viața comunității din aceste locuri a fost semnarea tratatului de pace de la Trianon. În moment de cumpănă în viața românilor din Ungaria, după ce aveau parohiști de 200-300 de ani, este faptul că în 1920, după primul război mondial, în urma tratatului de pace de la Trianon,
când s-au trasat granițele, o comunitate puternică românească de circa 80.000 de locuitori a rămas în aceste locuri, în ceea ce a constituit Ungaria, și bineînțeles că împreună cu aceștia au rămas puțini intelectuali, majoritatea dintre ei trecând granița în România, pentru că se gândeau că vor veni evreuri mai greu și nu știau în ce măsură își vor putea păstra identitatea sau anumite lucruri pe care le aveau și care erau importante pentru sufletul acestora. Și împreună cu acești credincioși, care erau înșirați, așa cum am spus, de-a lungul granițelor, au rămas doar 4 preoți care s-au grupat, au încercat să acopere nevoile spirituale ale tuturor parohiilor și au păstrat legătură strânsă cu protopopiatele din România, din zona Oradei, din zona Tinca, din zona Aradului, chiar și la Timișoara, astfel încât tot timpul au păstrat această legătură peste granițe cu, să spunem, forurile bisericești superioare ale parohiilor de acolo și cu episcopii din România, fie de la Arad, fie de la Oradea, care s-au îngrijit și de aceste parohii, cercetând din punct de vedere canonic din când în când aceste parohii și încercând să le sprijine cu slujiri arhierești sau cu hirotonii de preot sau cu alte lucruri care le erau de mare trebuință lor. Trebuie să spunem că preoții se îngrijau în vremea aceea de ceea ce însemna învățământul românesc, pentru că erau fie ei cei care predau în școlile confesionale, iar aici, în curtea episcopiei, chiar lângă noi, se află clădirea unei vechi școli confesionale românești, în care din 1900 până în anii 1927-1930 a funcționat și școala confesională, ulterior s-a mutat în altă parte și aici a rămas doar o arhivă și un paraclis pe timp de iarnă pentru funcționarea episcopiei. Dar și învățătorii care slujeau sau care îi învățau o carte pe români în aceste locuri, bineînțeles că au fost alături de preoți în aceste parohii. Deși separați de patria mamă, românii din Ungaria și-au păstrat credința și identitatea. Anul 1946 aduce pentru ei împlinirea unui vis vechi. Înființarea unei episcopii cu sediul la Gyula. Ei s-au străduit să se organizeze, au ținut mai multe conferințe protopopești în diferite localități, în apropiere de Jula sau de Gyula, care și în vremea aceea era un fel de centru al comunității românești. Și în 1928, 1927, 1930, 1932, fie aici, fie la Bătania, fie la Chiticas, au fost multe astfel de încercări de organizare a acestor comunități și conferințe preoțești sau protopopești care s-au concretizat în anul 1946 cu un congres național bisericesc al românilor din Ungaria, ținut sub îndrumarea și la sfaturile episcopului Andrei Mageru al Aradului, care și-a ales forurile eparhiale necesare și importante, consistoriu și cum ar veni astăzi adunarea eparhială și consiliul eparhial. Și în 26 martie 1946, Congresul Național Bisericesc al Românilor din Ungaria, ținut chiar aici în Catedrala Sfântului Ierar Nicolae din Jula sau din Gyula, a hotărât înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care să aibă un episcop eparhiot propriu și care, bineînțeles, să poarte de grijă de toate trebuințele spirituale și ortodoxe ale comunității din această parte. Trebuie să mai menționăm și faptul că după trasarea graniței în 1920, majoritatea parohiilor noastre au rămas aici, foarte aproape de graniță, începând din nord, așa cum am pus, până în sud, dar mai avem și o comunitate importantă ortodoxă românească în Budapesta și, bineînțeles, și în orașul Seghedin, un oraș universitar, în care există și o impunătoare biserică sârbească, foarte aproape de Catedrala Romano-Catolică din centrul orașului, de Domul Romano-Catolic, și unde slujeau și românii în vremurile mai apropiate de noi și unde cu siguranță a fost și o comunitate ortodoxă mai veche, sau la Cenadul Unguresc și, bineînțeles, la Bătania. Vreau să spun, deci, că pe lângă aceste comunități din jurul graniței, am mai avut și la Seghedin, am avut și la Budapesta parohii și comunități care au rămas apropiate de episcopia noastră și în comuniune cu vicariatul ortodox românesc din Ungaria, care în 1946, practic,
ar fi fost un punct pentru ridicarea sa la rang de episcopie, ei hotărând înființarea Episcopiei Ortodoxe Române în Ungaria, lucru care a fost recunoscut și validat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1950-1952, dar iată că vitregia vremurilor și condițiile care le-au avut românii în aceste părți au făcut ca doar în anul 1999 să se poată îndeplini acest vis vechi de veacuri al lor de a avea un episcop ortodox român aici, la Gyula, care a fost ales chiar aici, în sala festivă a episcopiei noastre, a vicariatului, sub conducerea arhiepiscopului la vremea aceea preasfințitului părinte Timotei al Aradului, care era episcopul care în perioada respectivă purta de grijă și de românii din aceste părți, și preasfințitul părinte Sofronie Drincec a fost ales ca prim ierarh, iar tot cu numele de Sofronie, în luna ianuarie, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, în 1999 a fost aici ales ca și un episcop eparhiot de plin al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, lucru care s-a și consolidat în același an, 1999, prin slujirea și protia vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care împreună cu alți 15 ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, îl hirotonea aici, la fața locului, pe primul episcop ortodox român al românilor din Ungaria, cu sediul la Gyula. Astăzi, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria cuprinde 21 de parohii și 16 filii, care aparțin de 4 protopopiate: Gyula, Budapesta, Seghedin și Debrețen. Aflați la doar câțiva kilometri de patria mamă, românii de aici nu își abandonează limba, credința și cultura atâta timp cât a mai rămas nisip în clepsidră. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.